telespectatori și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Reușita. În urmă cu 2 ani am discutat tot în acest loc, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploiești, despre proiectele acestei instituții, despre spectacolele care au loc aici, despre activitatea care, iată, în această perioadă nu tocmai favorabilă, încearcă și reușește să țină steagul sus din punct de vedere al culturii. Îl avem alături de noi pe domnul director interimar al acestei instituții, căruia îi spunem bună seara și Bună bun seara venit și la emisiunea noastră. bine ați venit. Pentru că poate telespectatorii nu vă cunosc foarte, foarte bine, haideți să ne spuneți așa câteva vorbe despre Să vă dumneavoastră, fac o scurtă, o scurtă prezentare. prezentare, biografia sau de când sunt aici la... Nu, puteți să ne spuneți și ce ați făcut până acum, pentru că sunt sigur că n-ați început Nu, în n-am acest loc să început, nici lucrați. nu mă gândeam că o să ajung pe aici. Aici am ajuns forțat, adică dus, pot să zic, legat între ghilimele de un prieten prin 2000, la Cenaclu Pastel. Eu ne lucrând până în 2000, cam de vreo aproape 15 ani, având o pauză, deși am făcut liceul de arte plastice cu nume sonore în ziua de astăzi ale artelor plastice ploieștene și românești. Venind aici, n-am mai plecat. În schimb, a plecat cel care m-a adus. Și am preluat Cenaclu Pastel din 2000-2001 și am rămas fidel lui și până în ziua de astăzi și cât o mai rezista. La ora actuală, fiind și cel mai longeviv Cenaclu de artă plastică din cadrul Casei de Cultură ale Sindicatelor din România. Chiar dacă sunt la vârste destul de înaintate, lumea n-a uitat de frumos, de plăcut, de normal și de viață, pentru că munca de obicei, vrând nevrând, e un numitor comun pentru viață. Dacă reușești să-ți aduni un pic de drăgălășenie, de muncă, de, eu știu, de un obiectiv, de, indiferent ce vârstă ai, e imposibil să nu realizezi. Nu intrăm în probleme medicale, alea ai cu totul și cu totul altceva. Dar și când ai probleme medicale, arta tot te ajută. Și mai ales pictura. Cel puțin din punctul meu de vedere și cu cine am vorbit până acum, pictura e un mare lucru, e o chestie deosebită pentru orice om și la orice vârstă. Poți să fie, să-ți dai seama că este mare pictor chiar de la începuturile vieții, chiar din primele, nu zic din primele zile. Dacă mi-ai dat ceva să desenez, să mă zgrasc. Așa am fost eu. Deși v-am spus, făcând un liceu de arte plastice, am avut o pauză. Nu intru în detalii, n-am lucrat decât foarte, foarte puțin. Dar n-am uitat. Deci pe undeva am un neuron acolo care mi l-am păstrat, l-am deblocat după 2000, așa s-a întâmplat, nu știu, nu mi-a zis nimeni decât colegul ăla. Vino mă, tot te-ai apucat de lucru, hai să încerci să te vadă lumea. Nu voiam. Ești cam rău. Bun, hai să zic, am lăsat... Sau poate modest. Am lăsat un pic răutatea la o parte și am început câte ușor să deschid fereastra, câte un pic, câte 5 grade, 10, nu mai adaug și minute și asta. Ușor, ușor, ușor. Aici m-am deschis, la Casa de Cultură. Norocul meu a fost că în același an am și plecat într-o tabără. O tabără națională de pictură, tot intermediul Casei de Cultură, în zona Reșiței. Și am mers cam 8 ani acolo, an de an. Ce premii ați luat acolo? De obicei, premiile eram primul plăcere. Deci de a merge, de a lucra și de a cunoaște oameni. Asta costă. Pentru că cu cât cunoști un om, cu cât cunoști mai mulți oameni, te deschizi. Eu aveam nevoie de o deschidere. Aveam nevoie de un platou drept, nu numai ca să urc, să urc, să urc. Că deja începusem să urc din 2000 până și până în ziua de astăzi, dar în care să văd, să mă așez. Bun, acum mi-am pus șevaletul, șevaletul gândurilor și trebuie să mă apuc să lucrez. Știu ce trebuie să fac? Știu. Și m-am apucat de lucru. Au fost și premii, dar alea mai puțin contează. Nu mă interesează premii. Pe mine că m-am deschis eu, că m-am regăsit pe mine și pentru mine au fost un șut. Șutul la fund luat a fost meritat, pentru că cineva dintre prieteni care i-am și acum mi-a zis, ești cam delăsător, ești cam... meriți niște pumni și un șut în fund. Bun. Cuvintele alea m-au făcut mai rău să mă simt între ghilimele și atunci mi-am dat drumul. Deci din 2000 și până în anul respectiv am ajuns la 17 expoziții personale. Practic două era anul și expoziția. Căutam să încerc să recuperez ce pierdusem. Nu se poate recupera, dar n-am uitat. Deci neuronul mi-a fost viu, chiar dacă n-am lucrat, pot să zic că pe undeva am reușit să recuperez, reușind să fac și o facultate până la care nu mă gândeam și nici nu jinduiam. Dar mergeam la vernisaje de prietenilor mei, artilor plastici mari din ziua de astăzi, v-am spus, numai din Ploiești și din București și din alte localități ale țării, mai de acum 2 săptămâni la Alba Iulia, unde și am reușit să-mi fac prieteni.
Spuneți că ați început și o facultate. Ce facultate? Am făcut facultatea de conservare, restaurare și pedagogie a artelor plastice la Universitatea Balahia de la Târgoviște. Am prins ultimul tren. Pot să zic din ultimul vagon și ultimul compartiment. De ce s-a desfințat facultatea? Da, tocmai partea de arte plastice de conservare sau au desfințat-o cine era ministru atunci, nu mai mi-aduc aminte și nici nu vreau să mi-aduc aminte, chiar dacă mi-aduc aminte. Nici nu vreau să discut de chestia asta, în fin. E, după aceea, lucrând aici și pe timpul facultății, eu trebuia să am alt post. Să fiu de lăcătuș, să fiu la întreținere aici. Că asta făcusem vreo 25-30 de ani la uzina 1 mai. Au fost UPetrom, cum vreți să-i spuneți. Nici ea nu m-a dat pe spate, n-am căzut. Nu. Și când eram acolo, mai lucram. Nu uitam. Deci v-am spus, ăla era viu acolo. E. Și zic, cum te angajezi acum? Că dacă ai intrat și la facultate, nu. Paznic. Și noaptea paznic și ziua la frecvență de aproape de 100% la 3 ani și jumătate la Târgoviște. Mi-a fost greu la început, nici n-am vrut să merg la examen, soția m-a dus tot de mână la examene, acolo profesorul meu erau prietenii cu care mergeam în taberele naționale de pictură. Să înțelegem că n-ați avut niciun fel de problemă la examen. N-am avut nicio problemă, deci zic, o să vezi că o să treacă nicio problemă, zic, bine măcar că te-ai hotărât. Bun, asta a fost o hotărâre pentru soția mea, pentru mama mea care îi promisesem. Zic, acum e promisiunea pentru mine, vreau acum să lucrez pentru mine. A apărut între timp, revenind în zilele noastre, deci așa la anul trecut, în august, când mi s-a propus postul de director, bineînțeles interimar, că așa se face vrem nevrem peste tot, în acest loc, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploiești. Nu pot să zic că am acceptat, că am vrut, că n-am vrut. Da, am zis simplu și ce-o fi, cum o fi, vom vedea. Era și acesta un nou început, nu? Era și acesta un nou început care pe undeva mai mă gâtila așa, între ghilimele, versus domnul Bălcinoiu, fostul director, un om deosebit. Din păcate, a trebuit multe spuse la latura pozitivă a nostru și o să spunem pe parcurs. Ei, acum o să mai lași taberele. Zic, să credeți dumneavoastră, pentru mine tabăra, pictura e pe primul loc, casa de cultură, mai vedem pe aici, pe acolo. Ei, o să vezi tu. Și am început balanța să se încline spre invers, adică mai mult la Casa de Cultură decât la pictură. Și chiar zilele trecute îi spuneam, nenea Bălcinuiule, fii atent că eu mă las de Casa de Cultură, între ghilimele, și mă apuc de pictură cu adevărat. Ai nebunit. Bun, nu e nicio problemă. Zic, pentru ce am făcut chestia? Bun, bine, hai că vedem, rezolvăm pe amândouă. Deci din august anul, deci 2013, de sunt director interimar și până în ziua de astăzi, cât e astăzi, în 2 aprilie 2014. Nu e întâi ca să fie păcăleală? E păcăleală, așa, poate pentru unii, da, deci până la 1 iunie sunt încă director interimar, după aceea o să se dea concurs. Și atunci... Noi vă dorim succes, poate veți rămâne... Mulțumesc și oricum putem să ne vedem în cadrul apelului, fără nicio problemă. Cu siguranță, dacă da. Ne întâlnim aici și ne întâlnim și acum. Dar putem să facem și aici, să organizăm expoziție și aici, pentru că am în plan vis-a-vis de activitatea, că intru un pic în activitatea culturală, dacă nu vă deranjează, că până la urmă baza unei case de cultură, asta e și primele... Titulatura spune bun, acest lucru, nu? Suntem sub umbrela, sub tutela sindicatului, e foarte bine, pentru că casele de cultură sunt deschise pentru toți oamenii, da? Că e sindicat, că tot om este, da? Și totul are dreptul la cultură, la imaginație, de a-și deschide și de a vedea propriul lui interes, de a vedea și propriile interesele, ce văd ei vis-a-vis de cultură și de artă, prin modul de exprimare ale artiștilor din N-Medii. La noi, tot timpul am încercat, cel puțin domnul Bălcinoiu, și de când sunt și eu aici împreună, pentru că dânsul a rămas pe consultat artistic, să imprimăm, să adunăm, să zicem, arta plastică, să o aducem în domeniul spectacolului, ca să putem să facem față, ca biegul numitor comun, să scoatem un ban, că până la urmă, vrând nevrând, și arta totul plastică, la tot bani. Pe acolo, ca să poți să supraviețuiești, că până la urmă, numitorul comun în ziua de astăzi, a unei case de cultură, este de a supraviețui. Deci de a încerca, în afară de spectacole, de festivaluri, de manifestări culturale, cum vreți să ziceți dumneavoastră, închirieri, care și asta e o manifestare până la urmă, care produce și pentru noi un minim de produs numit ban,
așa, final, dar și pentru cei care vin și închiriază simplu, pentru că și ei produc locuri de muncă prin interviurile care le aduc bursa locurilor de muncă. Vă referiți la bursa locurilor de muncă? Nu, că sunt și separat față de bursa locurilor de muncă sau, cum să zic, pe teme medicale care vin, să zicem, de 2-3 ori pe lună cu produse, cu tehnică medicală, în afară de cele care ținem de conferințe pe teme medicale, pe, eu știu, pe teme de lansare de o carte, de o expoziție. Deci totul vine într-un cerc, într-un final, în care eu l-am trecut pe totul ca un spectacol. Deci spectacolul care se rotește, se puntează, noi îl definitivăm cam pe un an de zile, dar spectacolul ține an de zile, va veni vară, că începutul verii și după aceea până la, deci cam iunie, pentru că după aceea vin perioada festivalului, lumea mai pleacă prin diferite culturi ale țării sau, eu știu, vacanțe ale Pondor pleca. E un gen de stagiune închisă, dar la noi nu. Deci la noi Casa de Cultură e deschisă cam 24 din 24. Singura chestie că noaptea, dacă vrei să vezi o expoziție, pentru că dacă e o expoziție și dacă te lasă paznic între ghilimele, poți să vezi la lumina lanterne sau nu știu. Bine, au fost și astfel de situații sau doar nu, ipotetic vorbim? Nu, dar asta făceam eu noaptea când eram paznic aici. Ha, dumneavoastră erați pasionat de lucrul acesta. Așa. Și cu siguranță că îl făceați. Dintre manifestările la care ați participat, la expozițiile la care ați fost, care v-a rămas în minte ca o expoziție așa, nu știu, mai reușită? Poate una cu ceva peripeții? Da, deci pot să vă spun... Nu, fac așa un număr, să-l aleg un număr al lui Pitagora între ghilimele. Deci de când am venit, deci prima expoziție care am făcut-o a fost de grup, a Cenacului Pastel. Pentru că am văzut pasiunea, plăcerea și nebunia de a lucra la niște persoane care aveau între 60 și 70 de ani, n-am văzut la artiști plastici, normal să zic, și da, schimba tot timpul, da, vedea ceva nou, da, veni cu ceva nou, da, vorbi ceva nou, și teoretic și practic, adică și ce spunea vocabularul dânsului și ce spunea vocabularul paletei, pensule și pânze și lucrării după aceea finite. Și asta, cum să zic, de asta m-a și făcut să rămân. Și am și preluat cenaclul și zic, nu se poate cu astfel de oameni jos pălăria. 3-4 vin și acum așa, 85 de ani și vreo 2 dintre ei vin zilnic. Deci aia e orice ar lucra, orice cu ce ar veni, n-am ce să le zic. Deci nu e puțin că îmi scoți pălăria și că nu, e ceva nemaipomenit. În fine, prima mi-a plăcut și mi-a... Tot n-ar spune că prima. Bun, toate mi-au plăcut, pentru că toate au fost făcute cu plăcere. Oamenii cu care am lucrat, au lucrat cu plăcere cu mine. Eu am venit cu un stimul nou, să zicem nebunesc, că mi se pare că nu neapărat că n-a trebuit să fii nebun, dar să fii un nebun sănătos, serios și să știi când e de glumă, când e de plâns, să știi să articulezi un pic și când te doare ceva și când, eu știu, ai ceva mai pozitiv de spus, să faci o legătură astfel ca oamenii să aibă o stabilitate, adică să simtă bine. Dacă pierde, între ghilimele, o oră, două, și noi ne întâlneam săptămânal, că am ajuns până, hai să ne mai întâlnim, poate încercăm de 2-3 ori, pentru că simțeam că ne simțim bine, simplu, da? Un lucru normal până la urmă, da? Aș vrea ca să ne spuneți, că ați zis că prima care v-a impresionat, deci prima expoziție... O să lăsăm după pauză pentru a lăsa puțin suspans și pentru telespectatori, luăm un scurt calup de publicitate și ne întoarcem pentru partea a doua a emisiunii. Societatea Comgaz din Ploiești are ca obiect de activitate distribuția de materiale din oțel, fiind furnizorul numărul 1 de țevi laminate din Muntenia. Depozitul nou și modern dispune de un stoc permanent de 4.000 de tone. Garantăm produse de calitate în orice cantitate la timp livrate. Pentru Comgaz, orice afacere e un parteneriat. Dacă nu ți este indiferent cum arată autoturismul tău, Spălătorii Auto Harold îți recomandă o strălucire impecabilă. Spălătorii Auto Harold vă asigură toată gama de operații specifice la standarde înalte. Spălătorii Auto Harold, prietenul autoturismului tău. Bună vecină, ce mă fac? M-au năpădit în Daci. Tu nu faci nimic. Sună la Coral Impec 0244 51 7610. Și sigur o să scap? Sigur, Coral Impec este numărul 1 în activitățile de dezinfecție și deratizare și cu siguranță că te vor rezolva. Și pe mine m-au scăpat de gândaci.
Coral Impex Ploiești combate insectele de disconfort pentru dumneavoastră. Relații suplimentare la 0244-517-610. Închiriază o mașină de la Kronos Car și beneficiezi de peste 200 de mașini noi cu livrare și predare complet gratuită oriunde pe teritoriul României. Kronos Car. Autoturisme noi și nebranduite. Reducere de 25% pentru orice rezervare online. Kilometraj nelimitat pentru orice vehicule. TVA și full casco incluse în preț. Fără taxe ascunse pentru rent-a-car. Telefon gratuit de asistență. Opțional PDA cu GPS la 3 euro pe zi. Transportul la aeroport gratuit. Kronos Car. Un rent-a-car cu acoperire națională. Laboratoarele ProWater Ecosystem oferă servicii de analize pentru ape uzate industriale, menajere și de răcire, dar și determinări de noxe profesionale în mediul ocupațional. ProWater Ecosystem. Respect și integritate pentru mediu, calitate și conformitate pentru ape. Societatea Comgaz din Ploiești are ca obiect de activitate distribuția de materiale din oțel, fiind furnizorul numărul 1 de țevi laminate din Muntenia. Depozitul nou și modern dispune de un stoc permanent de 4.000 de tone. Garantăm produse de calitate în orice cantitate, la timp livrate. Pentru Comgaz, orice afacere e un parteneriat. Am revenit la emisiunea Reușita. Alături de noi se află domnul director interimar al Casei de Cultură a Sindicatelor din Ploiești. Ați spus că sunteți din anul 2000 aici, da? Printr-o conjunctură ați ajuns. Printr-o conjunctură. O conjunctură fericită, am spune noi, cred că și pentru dumneavoastră a fost fericită. Spuneați că ați venit aici, ați rămas, deși poate niciodată nu v-ați fi dorit să lucrați în mod efectiv, mai ales acum, din luna august, de când sunteți și director interimar al acestei instituții. Dar am rămas cu o întrebare, la care dumneavoastră ați dat un răspuns mai așa pe jumătate, pentru că nu v-am lăsat noi, nu că n-ați fi vrut dumneavoastră, să ne spuneți dintre expozițiile la care ați fost, care v-au rămas așa întipărite în minte, mai, într-un mod mai deosebit. Deci hai să o luăm simplu. Deci chiar prima, din 2001, deci a mea personală, făcută exact la 35 de ani de când a luat ființă Cenaclu Pastel. Deci tot în decembrie, tot în decembrie. Nu știu, mie mi-a plăcut mult decembrie. Concediul luam în decembrie, cât zeci de ani lucram. Vă duceați la schi unde? Nu, pe munte. Pe munte. Fără schiuri. Asta. Puteam să cad, dacă trebuiam cu schiuri era mai rău. Deci în 2001, prima expoziție în care și după prima tabără națională la care am fost și care m-am regăsit și m-am simțit foarte stingher, între ghilimele. Nu știam pe cine să invit, cum să vin, nu știu, am vorbit și eu cu un prieten, hai că vin eu și discut, să deschid vernisajul fără probleme, ți-am văzut lucrările foarte bine, ai nevoie de un pas înainte, da. Și m-am trezit de la 10-15 persoane care vorbisem din anturajul, bineînțeles, al familiei și al prietenului, că au venit aproape dublu. Niciodată nu m-a interesat, nici atunci, nici acum, nici în viitor, câți îmi vin sau cine îmi vine la un vernisaj al meu. Nu.
unul, dacă îmi vine, mi-e suficient. Dacă pot să stau de vorbă cu acea persoană 5 minute, 10 minute, cât poate el, asta e foarte bine, restul nu contează. Eu trebuie să lucrez și atunci, și acum, și în viitor. Asta mi-e numitorul și asta mi-a fost tot timpul numitorul, dar este, a lucrat. Este și un principiu pe care... Și un principiu, da. Asta de a fost prima. Următoarea a fost în anul următor, la începutul anului, deci n-a trecut decât 2-3 luni, în februarie, în anul 2002, când am făcut cu adevărat mare prima expoziție generală a Cenaclului Pastel, cu un jur de vreo 60 de lucrări, și în care am avut, cum să zic eu, privilegiu, dacă l-ați prins pe maestrul Paul Popescu, care profesor la Nicolae Iorga, la Palatul Culturii, a avut și un cerc, dacă nu mai mi-aduc eu bine aminte, de istoria artelor, și când a ajuns un vernisaj, cum să vă spun eu, simt, cum scrie la carte, adică să înțeleagă toată lumea ce este în lucrarea aceea, ce a vrut să spună respectivul, plus că ne și cunoștea. Și plăcerea de a sta lângă noi, deși avea probleme medicale, de a sta lângă noi aproape 2 ore. Și a fost o, cum să spun, o îmbătare, știi? Deci toată lumea a fost fericită. E mare lucru să fii când sau din când în când un pic fericit. Pentru ce? Pentru că ai pus 2, 3, 4 pensule acolo, 4, 5, 6 culori, dar ai văzut că în lumea care a venit, nu știu, deci se holbau între ghilimale și făceau un simplu jos pălării, adică chiar dacă erau cunoscuți, chiar dacă erau, să zicem, neamul, prieteni, deci toți au avut numai cuvinte normale, sănătoase, a unei expoziții închegate, sănătoase, aranjate de mine de la A la Z, deci eu fac tot. Aruncat-o pe pereți, între ghilimele, ramele, tot, nu, zic, numai să fie bine, zic, nu, eu o montez, sigur, dumneavoastră doar veniți la vernisaj și să ne simțim bine. E, și de atunci, aproape anual, aveam câte 3 expoziții cu Cenaclul Pastel, plus a mea una personală. Deci asta parcă zicei că era bătut în cuie aici la Neuron. Câte una pe trimestru. Da, câte una. Și lucram. Deci nu mă interesa să scrie la statistică că, virgulă, Cenaclul Pastel a făcut. Bun, intră și aia într-o retorică a statisticii a fiecărei case, că vine unul. Bă, dar ce ați făcut voi atâția ani? Vreau să știu și eu. Uite, aici, dacă vrei, ia și documentează și dai un tag de 2 metri de dosare și vedeți ce s-a întâmplat aici. Deci păstrez și acum, că intrând un pic tot la artă, intră o multitudine de afișe de pe la începuturi. Nu știu când va fi nevoie de ele, nu știu când va fi vreo manifestare, eu folosi cuiva mai târziu, chestiile astea trebuie păstrate. Orice lucru care a început să fie desenat, pictat, scris, a trebuit păstrat. Că e o artă, e un început, e un curs, cum să zic eu, de viață, de natură, de ce vreți dumneavoastră și trebuie păstrat. E din ușor de aruncat. Din ce perioadă aveți această colecție? Deci cam prin 72-74. Care le păstrez eu, care le știu eu, în afară de ce este pus deoparte sedimentată bine într-un muzeu. Deși nu v-a impus nimeni să faceți lucrul acesta? Nu, deci de când am venit, am uitat, am făcut o pauză până să fiu numit directul interimar, am fost și referent pe partea de cultură, o jumătate de an, imediat cum am terminat facultate. E, și în acel timp, cum veneam ce e ăla, scrie ceva, e colorat, dă-mi cu acest. Și după aia mă uit eu la ele, lasă-le la mine că le păstrez eu. Și am adunat tot ce am găsit pe aici, prin casele și pe toate cotloanele, și zic, astea sunt ale mele. Îmi fac dublul până la urmă, când o ieși și au plecat de aici, mi le-au să le am acasă, că nu mă deranjează. Am o bibliotecă în pod și una la parter. Și îți găsești locul. Aș vrea să vă întreb, în această conjunctură economică, pentru că spuneați, da, trebuie să mai vină și un simpoziu medical, să mai vină și o prezentare a unei firme, așa, mai sunt și manifestări politice, dar nu intrăm în detalii. Cât de greu este să menții pe linia de plutire, haideți să zicem Cenac, nu ne referim încă la instituția în ansamblul ei. Deci Cenac este foarte ușor, deci, pentru că el merge fără să-l opresc eu. Deci nu, n-are pauze, n-are stație, n-are haltă, nu. El merge mai încet, poate cu un tremo cănița, dar nu contează asta, dar merge. Mai nou este că am dori, aș fi vrut poate de anul ăsta, poate o să întâmplă și anul ăsta prin vară sau când începe noul an școlar în septembrie, cel târziu, să deschidem și un Cenaclul Pastel junior, l-am numit eu, pentru copii, și în care să învețe exact un desen și o pictură, nu pe o lună, pe două, pe trei. Eu aș fi dorit între un an și doi ani, adică dacă e să priceapă ceva, să înțeleagă ceva și cu cunoștințele, cu prietenii mei care i-am și sunt doritor de așa ceva, acel copil și bineînțeles mai departe cu părinții lor să priceapă că are talent și să merită
să-și ducă mai departe o astfel de vocație. Pentru că mulți zic, ce faci cu cântatul astea, ce faci cu pictura? Uite, cu cântatul, între ghilimele, se pot scoate bani destul de frumoși și cu pictura nu mor de foame, nu contează câți pictori, fiecare pictorul lui are acolo un segment al lui. Nu contează că ai numele cutare sau ai numele cutare. Oricine poate să-și vândă lucrarea, mă refer la arte plastică. Deci se găsește pentru cine un loc în soare. Totul este să reușești tu să, pe tine să te exprimi și să imprimi celui care vede acea lucrare sau lucrările tale, să-i placă ceea ce vede și să se simtă bine în tabloul pe care al dori sau și-l dorește acasă. Partea pecuniară o lăsă, că până la urmă cât costă asta? Păi zic 500 de euro. Amici, ești nebun? Bă, 50. E bine, îți mai dai eu 50. Și am împăcat și capra și varza. Foarte simplu, că dacă stai într-adevăr să intri niște detalii idiote, n-are sens. Nu, nu. Pentru că decât să stea la tine pe un rastel, deci am văzut în o multitudine de, cum zic eu, de galerii din țară. Deci lucrări puse sub formă de rastel, ca la table. Tablă OLC45 OL. Păi tată, dar erau profesorii mei, erau profesorii lor. Cum poți să pui astfel de lucrări? Pe ce fac? Le dau așa, ca pe o hârtie, ca pe o tablă? Nu se poate. Chiar dacă sunt prea mult. Nu. Să stea pe perete, la loc vizibil, celui care îi place, da? Nu, eu nu văd arta în felul ăsta. Nu se poate așa ceva. Apropo de artă, avem și în spatele dumneavoastră câteva afișe și știm că acest început de an a fost destul de bogat și se anunță bogat în spectacole la instituția dumneavoastră. Sincer. Ați putea să enumerați câteva dintre ele, cele care au fost, da. Sigur că se știu. Dar ce urmează în perioada următoare? Deci cam toți anii, sau începuturile de an, sunt bogate sau sunt bogați în evenimente. Deci de manifestări culturale, în special de piese de teatru. Partea gravă este când tragi linie, vezi că unul din acele spectacole sau două spectacole s-au anulat. Așa? S-a anulează. Din lipsa spectatorilor, evident. Uite, nu s-au amânat, nu. S-au anulat. E cu totul altceva. E simplu. De ce? Unii pun retorica, nu sunt bani. Bun, asta e o chestie generală. Mai grav este pentru că de la chestia generală că nu avea bani, intervine partea cea mai delicată. Pentru că virgulă cultura la noi, sau eu știu, altul cultura, sentimentul vis-a-vis de o cultură, de ceva frumos, a cam dispărut sau s-a plafonat. Sau spune unul, nu mă interesează. Dar când mergi la magazin și îți cumperi o cămașă și ți-a plăcut acea cămașă roșie, nu contează prețul, așa e și aici. Dacă ți-a plăcut acea piesă, vii să o vezi. Bun, și unul îmi spune la telefon, dar eu am plătit și vreau să văd piesa de... Pentru că altfel vin și vă încere, da, și vă dau banii înapoi, dar nu mai vin la alte piese, nici dacă mă rugați, nu vă rugă, vă roagă nimeni. Dar e foarte greu să-l faci pe omul care vrea să vadă acea piesă, chiar și vreau singur, față de cel care nu vrea să vină la astfel de spectacol, sau nu-l interesează, sau spune simplu că nu are bani. Sunt lucruri atât de delicate, că oricât am vorbit, rar cred că ajungem la un numitor comun. În Ploiești, mulți spun că Ploieștiul este un oraș... super. Nu știu cât de super mare, super mic. Poate este super... și dezavantajul că este aproape de București, unii se mai duc să vadă o piesă de teatru și acolo. Vreau să vă spun că până să moară, poate știți și dumneavoastră sau poate ați aflat, Nicolae Ceaușescu vrea să facă din Ploiești o suburbie a Bucureștiului. Mult timp. Și poate și acum, în vreo 10 ani, nu e exclus să ajungă. E voia să facă un metrou de super viteză, să lege Ploieștiul de București în maxim 25 de minute și a făcut niște încercări pe traseul vest. Dar a apărut problemele de, dar ideea să știți că a rămas. Nu, nu e așa. Pentru că Ploieștiul este în urma Bucureștiului. Avem și noi destui și am avut și sper să avem în continuare oameni frumoși, deștepți, iluminați în aerele culturii, în Ploiești, în Prahova. Nu, e partea, deci negativă a omului, de acum, el poate să supere pe mine, al cel tânăr, care nu vrea astfel de spectacol, vrea altfel de spectacol. El a dorit mai mult un spectacol de comedie, dar în acea comedie să se țină într-un alt mediu. Nu-mi place sala aia că e mare și urâtă, nu-mi place că uite pe acolo e nu știu ce și nu știu cum. Nu. Eu știam când veneam la un spectacol, eu mă uitam pe scenă să văd cum se joacă acei artiști, cum se derulează acea piesă. Că dacă încep să mă uit în jurul meu, atunci se termină piesa
Și când ridic capul, păi unde? Păi s-a terminat. Și încep să fac alte ale. Nu e în regulă cu chestia. Vorbeam chiar cu copii care la 25-28 de ani până în 30, nu cred că mai sunt copii. Cred că noi la două acea vârstă poate eram căsătoriți, poate aveam familie cu copii și așa mai departe. E, și partea asta la altă cu familiile din ziua de astăzi, cu copiii din ziua la astfel de vârste, e tare delicat. Pentru că mai avem totuși două minute. Haideți să ne spuneți cam ce spectacole vor urma pentru cei care sunt interesați să vină la dumneavoastră să le și vizioneze. Încep chiar cu cel de mâine, indiferent că este în stand-by, deci este piesa... Cel de mâine noi trebuie să spunem că emisiunea o registrăm și ea se difuzează deci sâmbătă, deci cel a fost, s-a anulat. Deci o să vină spectacolul Sunt un orb cu Horatiu Mălăiele pe 8 aprilie la ora 20. Un următor spectacol este pe 11 aprilie, care este al nostru propriu, finanțat din bugetul local, este ansamblul Chindia, al Casei de Cultura Sindicatul de Ploiești, formație sau ansamblu care are în jur la vreo 65 de ani de activitate și încă merge și sunt printre puținele în țară, pentru mine e singur în țară, mai fac aici o paranteză, mai este și Coralad, o să ajungem, închid paranteza și la partea cealaltă, al celuilalt duet al nostru sănătos și frumos. Deci pe 11 aprilie, v-am spus, al Chindia. După aia avem Lacul Lebedelor, chiar dacă e mai târziu, poate nu vine într-o ordine, de 10 pe 30 mai. Avem Podul pe 21 iunie, deci tot cu Horatiu Mălăiele. Oricum, aceste spectacole trebuie să vă spunem că le veți găsi, stimați telespectatori, și pe prahovabusiness.ro, unde le veți vedea pe fiecare când va avea loc. Timpul emisiunii noastre, iată că a cam expirat. Vreau să spuneți și vă las 20 de secunde despre Corala Danielescu, nu? Asta deci, era asta ceea era, ce vreau să spuneți. Deci în afară de Chindia și de Cenaclu, care sunt, deci Chindia 65 de ani, Cenaclu este de chiar de la începutul, deci din iarna lui 72, Chindia are în jur de 45 de ani, deci sfârșitul lui trecut l-a găsit la Reșița, în concert internațional, într-un festival internațional de muzică clasică. La sfârșitul lui trecut au cântat la București, au înregistrat la radio și la televiziune, la Antena 1, am impresia, cu Cezar Oatu. După aceea au scos un disc împreună cu Cezar Oatu și au cântat la noi 2 martie. Au scos după aceea cu discul de rigoare pe 16 martie la Sala Patria sau Scala din București și acum o să cânte împreună spre după Paște, am înțeles, la Filarmonică, unde noi avem un parteneriat cu Filarmonica și tot cu Cezar Oatu și cu Cola Ioan Cristian Danielescu, un concert deosebit pe care am început să lucrăm la el. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune. Promitem că o să revenim în momentul când dumneavoastră veți câștiga concursul de director, veți fi director plin. Mulțumesc. Ne vom revedea și vom mai vedea și alte proiecte pe care le aveți în derulare. De aia nici nu v-am întrebat foarte mult despre proiectele Casei de Cultură. Pe dumneavoastră, stimați spectatori, vă las în continuare alături de emisiunile postului nostru de televiziune și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Reușita. Până atunci, o săptămână plină de realizări.